În timp ce românii sau niponii sunt îngropați de nămeți, grecii au ieșit la plajă. Valul de căldură care a lovit insula Creta a adus temperaturi de până la 28 de grade Celsius. Deși suntem în plină pandemie, grecii au dat iama în marile piețe și în parcuri. Temperatura la Chania pe insula Creta a atins 28,3 grade Celsius în jurul prânzului. Este cea mai ridicată temperatură în luna ianuarie în ultimii 50 de ani. De obicei, la această perioadă a anului, în Grecia nu se înregistrează mai mult de 15 grade Celsius. La Atena, unde termometrele au atins 22 de grade Celsius, localnicii au ieșit la plajă în piețele și parcurile capitalei și au trecut peste restricțiile din pandemie. Nu e fiziologic. Pe peste de gera, eram criu. Εν μέρει όμως βοηθάει, επειδή ο κόσμος είναι κλεισμένος στο σπίτι, κάπου θέλει να πάει να ξεδώσει. Δεν μπορεί να κάθεται κάποιος όλες τις ώρες μέσα στο σπίτι. Grecii susțin că vremea bună i-a ajutat să iasă din casă, dat fiind faptul că au fost nevoiți să suporte pandemia. Vântul cald care vine din Africa a adus pe lângă vremea plăcută mult praf și urmează să mențină temperaturile ridicate până miercuri. Forțele de ordine au supravegheat situația pentru a încerca să evite formarea de grupuri cu multe persoane. Polițiștii echipați cu portavoce le-au reamintit oamenilor să respecte distanțarea socială și le-au dat amenzi celor care nu purtau mască. Grecia este în carantină de la începutul lui noiembrie, asta pentru că autoritățile au încercat să evite al treilea val al pandemiei după sărbătorile de Crăciun și Anul Nou. Restricțiile care urmau să se închidă pe 11 ianuarie au fost prelungite cu o săptămână. Se pare că în Grecia se vor deschide toate creșele și grădinițele, nu și școlile.